Vladimir de Tismaneanu, evropeni. Vladimir provine dintr-o familie de evrei, comuniști, convinși. Au făcut mama lui ca infirmieră, tată ca voluntar, ca soldat, războiul civil din Spania. Mulți intelectuali pe vremea aceea s-au dus în Spania ca să lupte împotriva fiarei fasciste. Andrei Malraux, dintre eroii mei tutelari, s-a dus acolo, a organizat niște brigăzi internaționale și a făcut față luptei cu arma în mână împotriva franchiștilor. George Orwell a făcut războiul din Spania și de acolo îi se trage atât Ferma animalelor, cât și a 1984, ca să nu mai vorbesc de supremul, de superbul omagiu al Catalonii. Părinții lui Vladimir proveneau, deci, din acea intelectualitate evreiască care au făcut pasul din înrădăcinarea localistă etnică pe care au părăsit-o pentru a trece într-o universalitate a fraternității care era crezul comunist. Este un lucru care s-a întâmplat cu foarte mulți intelectuali evrei în acele timpuri care aveau de ales între un stat care fie avea o retorică antisemită, fie practica un tip de conștiință și cultură națională care nu era dispusă asimilării și altceva. Altceva însemna fie identitatea lor tradițională, așa cum este dată de religia iudaică și de angajamentele care rezultă de aici, fie ce. Comunismul a fost pentru foarte mulți o astfel de ieșire din particularismul tradiției proprii și din tradiția culturală și morală a statelor naționale care îi respingeau. Fie din antisemitism, fie printr-un nu spus asimilare. Aceia dintre dumneavoastră care au citit jurnalul lui Victor Klemperer au putut contempla acolo conflictul a două conștiințe. Era conștiința lui Victor Klemperer, un evreu german care se considera perfect german și anume în conștiința lui morală mai german decât germanii care se țigniseră aderând la nazism, și respingerea de către conștiința germană politică a timpului a acestui tip de asimilare. Vladimir Tismaneanu vine dintr-o astfel de familie și tinerețea lui, nu știu, este legată de idealurile contrazise ale acestei credințe că saltul din înrădăcinarea, din particularismul etnic ori național, se poate face prin fraternitatea comunistă. Părinții lui au experimentat, ca oameni care au fost repede marginalizați, au experimentat acest lucru. Atât caracterul gangsteresc al luptelor de putere în regim comunist real, cât și faptul că ideile care au crezut nu semănau deloc în realizarea lor cu ceea ce se petrecea.